Replici de necrezut la Survivor România 2022. Tu ai vorbit, gură de capră. Tensiunile ating, uneori, cote maxime într-un concurs, chiar dacă e vorba în care competitorii sunt filmați pas cu pas. Pe lângă faptul că se întrec în probele competiției, unii concurenți de la Survivor România 2022 ajung să se întreacă și în vorbe grele, mai ales când în joc e câștigarea probei de imunitate și salvarea de la o posibilă eliminare din aventura ce are loc în Dominicană. A fost vorba de un schimb de replici între războinicul Alexandru Nedelcu și Laura Giurcanu de la Faimoși. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi și imaginile au fost difuzate la ProTV, în ediția din 21 februarie a show-ului. Nedelcu a ales să facă remarci la adresa fizicului competitoarei din tabăra faimoșilor. Iată cum a sunat dialogul. Cine a vorbit, măi? Tu ai vorbit, gură de capră. Da. Tu? Se vede. Am luat două puncte azi. Nu, stai, am luat două puncte și data trecută. Și ce ai făcut cu ele? Ce am făcut cu ele? Am mâncat? Nu se vede. Nu-mi dau seama ce are grăsuțul personal cu mine. Nu știu că sunt slăbuță, că sunt frumușică. Vezi că la 25 de ani ai vergeturi pe, nu știu cum facem. Cred că o să mă duc în cortul meu și o să plâng mult de tot ca am vergeturi.